și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bucură-te, Sfinte Împărate Constantine, Mare Împărat al creștinilor! Iată un imn care poate să cuprindă slava sau întregimea înțelepciunii și puterii duhovnicești și cârmuitoarea Împăratului Constantin, Împăratul cel din tâi, al Bizanțului al 32-lea de la Cezar August, din vremea Mântuitorului Iisus Hristos, de la anul 1, și în același timp, primul împărat, după cei 6 împărați păgâni, care dă libertate creștinismului, insuflat de Dumnezeu și de Duhul Sfânt, și în același timp, primul împărat creștin care intră în rândul sfinților, deci intră în rândul sfinților, întregind biserica drept măritoare și dându-i drepturi și privilegii, de care a fost subtă, de care a fost privată și a fost înșelată și furată de-a lungul vremii de popoarele apusului. Dacă ați fost atenți și ați citit vreodată viața împăratului Constantin din Vețile Sfinților sau pe Eusebiu de Cezarea, veți vedea sau veți descoperi că în momentul urcării la tron, fiind cel de-al treilea fiu al lui Constantin Flor, Liciniu și Maxențiu, ceilalți doi, el ia acest regat al Bizanțului de astăzi în stăpânire și în același timp aude sau simte sau trăiește nenorocirile creștinilor auzind ce se petrece prin închinarea la idoli. De ce vreau să spun de închinarea la idoli? Ca să vă rămână în minte următorul lucru. Imediat după pogorârea Duhului Sfânt, când biserica a început să-și întregească rândurile și să plutească pe marea acestei lumi, biserica apostolică a întâmpinat biserica noastră, drept măritoare, creștină, nu cumva apostolică, baptistă sau penticostală. A întâmpinat o serie de grozăvenii și de nenorociri. Începând de la Nero, care a dat foc Romei, aruncând în spatele creștinilor acest lucru, începând de la Maximilian, Dioclețian, începând de la Deciu, cel mai cumplit și mai nenorocit, și Aurelian și toți ceilalți împărați păgâni, a început o luptă cruntă, a început o luptă cumplită și unde se auzea de creștini, aceștia erau târâți, deci erau târâți în temnițele închisorilor, și de acolo, din temnițele închisorilor, erau chinuiți pe mai multe căi. Unu, ca să spunem așa într-o oarecare ordine de idei, li se luau întâi privilegiile domnești și boierești. N-avea voie să dețină funcții în stat, n-avea voie să dețină funcții publice, n-avea voie să aibă serviciu și nu avea voie, las că vă pupați mai îndată, n-avea voie să aibă vreun drept sau vreo libertate în societatea în care trăiau, pe motivul că credeau în Hristos. Lucru pe care o să-l întâlnim în mod foarte subtil, dacă suntem atenți și astăzi, când deja o foarte mare parte din sectarii și liftele acestea spurcate venite din afară au început să domine anumite locuri și anumite centre importante de industrie și economie și la noi în România. Unui șef și jidan, unui șef și ceh, altui șef și ungur, altui șef și nu știu mai ce, iar încep apoi sortările de persoane, ăla nu că-i român, ăla nu că-i creștin, ăla nu că-i sărac, ăla nu că-i nu știu cum. Ei, cam în felul acesta se făcea prigoana și pe vremea aceea, dar mult mai fățișă și mai direct, adică fără perdea, cum se spune. Trecând cu vremea timpul, acestea s-au înverșunat până unde, văzând că aceștia nu mai cedează nici prin luarea drepturilor, adică mulțumindu-se cu o viață modestă și cinstită și într-o sărăcie obișnuită a zilei de mâine, au început să-i prindă în temnițe și să-i dea pe mâna dregătorilor, antipație, deci cum era pe vremea aceea, domniile, rânduielile, ca un fel de vornici, de primare ai locurilor. Și erau ighemonile, se spunea, și erau duși în fața guvernatorului respectiv al vremii care le era rânduit de împăratul și judecat. Dacă n-aducea jertfe idolilor, și ce erau acei idoli? Dumnezei făcuți din piatră, din lemn, din aur, zeul Apollo, zeul
zeița Afrodita, deci tot ce vreți dumneavoastră, tot felul de închinări idolești, boi, viței și așa mai departe. Ce aveau ei, respectivii păgâni, de origine romană, bineînțeles, care veneau din păgânismul timpuriu, dacă vreți, de dinaintea Mântuitorului Iisus Hristos, de pe vremea egiptenilor și așa mai departe, până în vremurile mai îndepărtate ale religiilor de dinainte de Hristos, care au ieșit din popoarele lumii, și în felul acesta era negată dumnezeirea lui Iisus Hristos ca fiind un lucru neadevărat sau un lucru ireal să crezi în ceea ce nu vezi sau să crezi în mitul unui mort care se spune că era înviat. Așa se propovăduia pe vremea aceea. Și iată că vremea trecând și lucrurile întețindu-se și mai mult, au început de acum nu numai să-i judice în temniță, ci să-i scoată în ce? În arene, dacă avem mărturia Coliseumului de la Roma, unde s-aduceau fiare sălbatice, animale flămânzite, lei, tigri și tot felul de animale de acestea ucigașe, erau ținute și flămânzite câte o săptămână, două, trei și câte o lună, și când li se băgau creștinii acolo, le sfâșiau și îi nenoroceau și îi mâncau, rămânând doar oasele. Ignate Teoforu, mulți alții, că nu am exact acum în minte câteva pătimiri de genul acesta, în care să vă Sfântul Patriciu, era chiar în Fabiola un fiu al unui mucenic care în momentul când a intrat în arenă a intrat cu o eșarfă muiată în sângele tatălui său, iar leii în loc să-l mănânce veneau și îi lingeau tălpile și să culcau la picioarele lui. Iar în momentul când i-a dat mamei sale eșarfa, în momentul imediat fiara l-a și strivit, l-a mâncat, l-a sfâșiat și în momentul acela și trupul lui a devenit sfinte moaște. Adică erau încununați de harul lui Dumnezeu și cu neputrezirea. Ca să se certifice acest lucru și să rămână mărturie până astăzi, creștinii luau bani, aur și tot ce aveau ei pe lângă casele lor, cumpărau aceste relicve, bucăți rămase din martirajile acestor mucenici și sfinți, au săpat biserici sub pământ, de sub pământ, nu cu macaraua ca acum și cu dinamita, ci cu hârlețul și cu lopata și prin mijloace primitive și-au făcut în plin centrul Italiei de astăzi, deci în plin centrul Italiei de astăzi, ca să vedeți dracul cum râde și își bate joc de creștinătate, deci pe calea Antica, 25 de kilometri de catacombe sub pământ, în care este catacomba Sfintei Cecilia, Sfântului Petru, Sfântului Tarsisus și a multor alți sfinți, biserici întregi și peșteri sub pământ cu altare și sfinte moaște, păstrate până în ziua de astăzi întregi, neputrezite și nealterate, izvorătoare de mir, picturi din secolul I, primele picturi creștine reprezentate prin pești, prin pâine, prin spice de grâu, prin porumbei, prin miei, deci primele forme de iconografie creștină, unde creștinii au rezistat timp de 300 și ceva de ani, biserica sub pământ. Iar astăzi această mărturie care stă în centrul Italiei, la Roma, și Coliseumul care se vizitează astăzi ca obiect de patrimoniu istoric, în care tot nisipul este sfințit de sângele martirilor, astăzi stă și Vaticanul, deci stă Satana pe pământ, deci vedeți câtă înșelăciune drăcească, vedeți câtă slăbiciune a minții omenești, Sfânta Lumină la Ierusalim, catacombe la Roma, catacombe la Pecerska, și noi ne căutăm alte închinări și alți Dumnezei. Ei, ori acest lucru, văzându-l împăratul Constantin și simțindu-l și trăindu-l în propria lui compasiune sufletească față de acești oameni nevinovați pe care de-a lungul vremii constatase domnind peste ei timp de 42 de ani că sunt și corecți în același timp și nevinovați, s-a gândit să ducă lupte puternice împotriva celor doi, Maxențiu și Liciniu. Pe primul biruiește pe Maxențiu printr-un semn dumnezeiesc când îi se arată pe cer semnul crucii și îi spune înseamnă-l pe toate armele de luptă și pe toate coifurile și pe toate îmbrăcămințile voastre ostășești și veți birui,
cum a spus și în Acatist, iar pe al doilea la fel, cu număr foarte mic de ostași, dar însemnați cu puterea lui Dumnezeu și a semnului crucii, l-au biruit și pe Liciniu, necându-l în Tibru, și apoi unind apusul cu răsăritul și făcând ce? O nouă capitală de la Roma în Bizantia la Constantinopol, Bizanțul de astăzi. Deci leagănul creștinătății europene, dacă vreți, leagănul răsăritului. Deci nu Bizanțul apare a doua oară ca nouă religie în Hristos, ci Bizanțul este noua capitală a Imperiului creștin pe motiv de ce? De strategie. Acești romani trecuți cu sila la creștinism, adică nu cu sila, din proprie nevoie, pentru că împăratul Constantin a dus și niște lupte diplomatice, nu și-a pus aureola de sfânt pe cap și a stat în icoană, ci până la sfârșitul vieții sale a preferat să stea nebotezat, păstrându-și numele de păgân, Pontificus Maximus, ce însemna împăratul cel mai mare în tot imperiul, cum e astăzi papa la toate popoarele catolice din lume, deci el e un singur stăpân, deci așa era și împăratul, era și împăratul Constantin peste tot imperiul roman, dar în același timp și-a dat seama că dregătorii îl vor vinde sau îl vor asasina sau îl vor putea otrăvi sau înlătura și a procedat la o formă mai atentă și a mutat de la Roma, de unde ferbeau și clocoteau capiștile și toate închinările drăcești pe care el le-a interzis și pur și simplu a dat poruncă să se zidească biserici, a dat poruncă ca bisericile să fie deschise, a dat poruncă ca să apară libertatea creștinismului pe întreg imperiu și în același timp a dat și un puternic edict, cum se dă și astăzi, de exemplu, o Constituție într-un stat de drept, prin care a hotărât libertatea integrală a creștinilor cu subpuncte de ordine. Întâi, golirea temnițelor, cu care prilej iese din temniță și Sfântul Nicolae al Mirilor Lichiei, care are moaștele în Italia la Bari și mâna la București, la noi în țară. Apoi, a ieșit din temniță și Sfântul Spiridon, episcopul de Trimitunda, care are moaștele la Corfu în Cherchira, mari stăpânitori, dacă vreți, dogmatici, ai sinodului 1 ecumenic de la 325, care vor fi, dacă vreți, și stelele strălucitoare ale marelui sinod, alături de diaconul Atanasie, care mai târziu va fi Atanasie al Alexandrei la sinodul 2, deci episcopul Atanasie, ucenic mai întâi al lui Petru al Alexandriei, și nu cu odată cu ei milioane sau, dacă vreți să spunem, mii de creștini închiși în temniță care erau uciși și prigoniți pe nedrept doar pentru faptul că își păstrau religia pe care ei simțeau în suflet să o poarte. Și în felul acesta împăratul întâi a golit temnițele, apoi a dat libertatea creștinilor, le-a dat dreptul de biserici, le-a dat privilegii, adică să se întoarcă în dregătoriile pierdute și în toate funcțiile care le-au avut și serviciile lor din care au fost izgoniți pe nedrept și mai mult decât atât le-a dat și o putere în plus. Ca toți urmașii lor să-și ia drepturile înapoi care au fost confiscate și averile din visteria statului, care era o visterie păgână, deci adunată cu forța și cu spaima, cu teroarea, cu moartea și în felul acesta făcând o imagine creștinătății sub forma blândeții, înțelegerii, adevărului, bunătății, bunăstării și în același timp a bunei cooperări și a bunei înfrățiri. Dar în același timp se temea și de urmările acestor lucruri, pentru că după istoriile laice care noi le învățăm în școlile noastre sau în facultăți, despre împăratul Constantin nu se spune în istorie că este sfânt, ci acolo se scrie de o criză în istoriile laice, de o criză a Imperiului Latin, a Imperiului Roman și de o decădere a Imperiului Roman. Adică dacă ceilalți îmblau cu arma, cu sabia și cu războiul, împăratul Constantin se îndeletnicea mai mult cu postul. Pe el nu-l prea interesa bătăile, nu-l prea interesa teritoriile și nu-l prea interesa pe el războaiele de cotropire. El era preocupat de problemele lui Dumnezeu. Și în felul acesta împăratul Constantin și-a dobândit
un nume bun în lumea creștină, devenind apărat și iubit de întregul Imperiu Roman, deci care de acum era sub stăpânirea lui de rit creștin. Și așa a luat formă, dacă vreți, odată cu această, fiindcă de aici să fierb măruntaiele catolicismului, începând de la un oarecare Carol pe la 401, care începe să rupă deja Imperiul, făcând și el la Roma o mică capitală, citiți istoriile Bisericii Universale, și până pe la anul 1800 să face o frământare în Imperiul Roman, ca de la anul 863 până la 1054, până la schismă, să se clocotească acolo și să se învârtească măruntaiele drăcești ale neînțelegerilor, ca la 1054 Humbert să se ducă și să dea, cum se spune, nodul gordian cu sabia și să se împartă cele două biserici în două. De ce? Împărțirea nu s-a făcut nici pe criterii etnice, nici pe criterii economice, nici pe criterii naționale, ci s-a făcut exact o pură împărțire pe bază de putere. Puterea despre care era vorba în acest context era următoarea. Așa cum astăzi aduci un musulman la creștinism, așa cum astăzi aduci un budist la creștinism, așa cum ai aduce un iudaic la creștinism, și el are o formă abstractă despre religie, el vede foarte bine biserica și fără candela aceea, și fără policandrul acesta, și fără tetrapodul acesta, și fără crucea cealaltă, fără evanghelia cealaltă, adică latinii, romanii sau biserica de apus n-au făcut altceva decât să simplifice ritul creștin apostolic și simplificându-l permanent și dându-i mai mult o tentă politică, dându-i mai mult o tentă războinică, o tentă de îmbogățire, de extindere, de expansiune, s-au trezit la un moment dat că și-au făcut din biserică ce? Un stat în stat. Și astfel a luat formă sau a luat rădăcină Vaticanul sau statul, dacă vreți, catolic de apus care conduce întreaga biserică a apusului. La început lucrurile au stat frumos. Au stat frumos în sensul că acei papi ai Romei din vremea aceea erau și acei oameni care participau la sinoadele ecumenice din acele vremuri care au fost ținute de-a lungul vremii în biserica de răsărit, când a fost sinodul 1, sinodul 2, 3, 4, 5, 6 și 7, în care participa și biserica de apus și era de acord, bineînțeles, cu dogmele, era, bineînțeles, de acord cu învățăturile preluate de la Sfinții Apostoli și în același timp erau de acord cu ce? Cu învățăturile bisericești. Dar la fel de bine și de explicabil rămâne faptul că așa cum noi astăzi obișnuim să nu mai mergem la biserică, obișnuim să nu ne mai spovedim, obișnuim să o facem dintr-un formalism, nu dintr-o necesitate sau dintr-o simțire sufletească, la fel și biserica de apus a început să-și facă un obicei din acest creștinism, care până la urmă l-a mutilat aducându-l la ce? Aducându-l la un fel de raționament abstract care să termină imediat cu o mesă de câteva minute, 20-30 de minute, câteva liturghii într-o zi, tineri, bătrâni și copii, au scos substanțialitatea, adică au scos esența Sfintelor Taine, lipsind de picleză, lipsind proscomidie, lipsind multe elemente absolut necesare Sfintei Liturghii, celor bizantine și, dacă vreți, iacobine, pentru că prima liturghie este a Sfântului Iacob, ruda Domnului, Iacob cel Mare, cum îi se spune. Și apoi urmează liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfântului Vasile cel Mare, urmează liturghia Sfântului Grigore, dialogul Papa Romei, sau liturghia înainte sfințită sau vecernia solemnă. Dar unitatea de duh a bisericii atunci când era primejduită a făcut ca până la 1054 mentalitățile să fie la fel. Ei, întrebarea și mirarea este că împăratul Constantin, izbindu-se încă din acea vreme și el de anumite lucruri care au apărut în sânul bisericii și cum era la acea vreme arienismul, care astăzi are o foarte bună înrudire cu apusul, Papa infailibil, el e un fel de Hristos, deci e mai mic decât Tatăl, că Tatăl e în cer. Ei, arienismul de astăzi era, arienismul de atunci era cam la fel. El nega egalitatea Dumnezeirii Fiului cu Tatăl prin faptul că în Evanghelie Iisus Hristos a menționat odată și a spus Tatăl este mai mare decât mine. Nu era mai mare prin ipostas.
Era mai mare prin ce? Era mai mare prin faptul că Iisus Hristos era în chip de rob în clipa aceea, era în chip de om, era fiul omului, era logosul întrupat în trup omenesc, care împlinea actul mântuirii. Dar în clipa schimbării la față ne arată egalitatea, dumnezeirea dinăuntru izvorașă lumina taborică. La botez, cuvântul din apă sau cuvântul întrupat tăcea, dar vorbea cuvântul cel din veac, care era cu Tatăl și cu Fiul de o ființă, cum spune în crez acolo. Cel de o ființă cu Tatăl și cu Fiul închinat și slăvit. După aceea, la fel de frumos, în momentul înălțării la cer, mă voi sui la Tatăl. În momentul învierii, pe scaun cu Tatăl ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Deci iată, acest cuvânt rațional, Tatăl este mai mare decât mine, sau poate acelălalt cuvânt în care El spune, zice, nici Fiul, nici îngerii nu cunosc vremea și ceasul în care va veni judecata, ce a zis? Ăsta e ceva mai inferior, o fi creat mai târziu sau o fi avut alt rol. Și în felul acesta a apărut arienismul. Atât de aprigă era această luptă, atât de înverșunată era această luptă, încât Petrul al Sevastiei, când a fost forțat să slujească cu arie, s-a rugat lui Dumnezeu să nu se împlinească această blasfemie, deși ei la rădăcină aveau botez creștin și erau creștini. Era pline bisericile de arieni mascați care în cuvântările lor căutau subtil să strecoare o travă. Și spune că atât de înverșunată dorință de rugăciune avea Petru al Alexandrei, că în clipa când a fost vremea săvârșirii Sfintei Liturghii la un loc cu arie, așa cum ne bucurăm noi astăzi, băi, a fost papa în România, o fi fost el papa, dar dogmele nu sunt nici a papii, nici a românilor, dogmele sunt al lui Dumnezeu. În clipa aceea, arie mergând pentru nevoi personale, acolo în veceu i-a venit sfârșitul, vomitându-și intestinele pe gură. Deci atât de mare a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru stâlcirea dogmelor creștine adevărate. Și în felul acesta Dumnezeu l-a pedepsit, ștergându-l, cum se spune, din cartea vieții și de pe fața pământului. Dar n-a fost de ajuns, pentru că ce se întâmplă? Orice balaur are și pui. Și atunci împăratul Constantin, care de acum era, dacă vreți să spunem, ca și un fel de patriarh în felul lui de a conduce și de a ajuta biserica, era ca un părinte al bisericii, rânduiește la 325, la Nicea, cel mai mare sinod a toată lumea întâlnit până atunci, sinodul unui ecumenic, la care participă 318 părinți care aveau să întregească pentru a doua oară, nu întâia oară, pentru că simbolul credinței creștine este întâi apostolic, nicenian și apoi atanasian. Deci când a treia oară se întregește la sinodul 2 ecumenic cu celelalte articole și întru Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. Dar articolele prime luate de la învățătura apostolică sunt stabilite în sinodul 1 ecumenic în prezența împăratului Constantin cel Mare, care și-a permis ca împărat creștin și om temător de Dumnezeu să prezideze acest sinod. Și minunățiile acelui sinod le citiți în Viețile Sfinților, când acea cărămidă a Sfântului Ierar Spiridon, văcaroier, fără diplome și doctorate, le-a demonstrat unicitatea treimii în treimea elementelor. Strângând cărămida în mână a ieșit foc, apă și a rămas pământ. Deci, despicând firul treimii, vom vedea puterea cuvântătoare a lui Dumnezeu, puterea a tot puterniciei lui Dumnezeu sau existența Tatălui mai înainte de toți vecii sau apofatismul nepătruns de minte și vom vedea prezența Duhului Sfânt, deci acea energie a iubirii dumnezeiești care este degajată ca și căldura inimii atunci când iubești pe cineva și simți că arzi înăuntru tău, era emanația Duhului Sfânt care de la Tatăl purcede, deci care de la Tatăl purcede. Și în felul acesta Sfântul Spiridon a închis gura filozofilor, acelora care vorbeau cuvinte împotriva adevărului prin cuvântul psalmistului David. Mute să fie buzele ce vorbesc împotriva adevărului. Astăzi nu le putem muți. Este mass media, radio, ziar, televizor, să scrie și să spune ce să vrea. Dar în schimb ce se întâmplă? A dat Dumnezeu o altă posibilitate.
pe o ureche să intre și pe cealaltă să iasă, adică să nu rămână în capul omului, să nu înțeleagă nimic din ele. În felul acesta, conducând 42 de ani împăratul Constantin Imperiu, a reușit să aducă biserica la un grad de înflorire extraordinar. A dat ordin de zidire a noilor biserici și chiar în Constantinopol, sub îndrumarea lui, s-a zidit cea mai frumoasă biserică, Biserica Sfinților Apostoli, unde va avea și mormântul, unde va fi și îngropat la trecerea în cele veșnice. Mai mult decât atât, în Nicomidia și ia botezul de la episcopul Evsevie, duce, cum arată Viețile Sfinților, cea mai mare discuție cu un jidan, fachir, vrăjitor, zambri, care vroia să ducă în eroare, arătând creștinilor că nu credința creștină e bună, arătând acea minune cu boul acela turbat care ăsta l-omoară, iar Sfântul Silvestru îl învie. Mai mult decât atât, îi dă fericite Elena, mama sa. Deci iată ce legătură între fiu și mamă. Mamă credincioasă și fiu credincios. Mamă nebună și copii destrăbălați. Și iată, în felul acesta, îi dă averi și visterii întregi și o trimite la Ierusalim în căutarea celui mai de preț odor al creștinătății, crucea de viață făcătoare a lui Hristos, pe care o aflăm și la, știm taina descoperirii cu acel episcop chiriac și acel patriarh Macare din vremea aceea, care descoperă în loc ascuns de jidov crucea de viață făcătoare aruncată într-un loc de gunoaie. Și apoi, găsindu-le toate trei și acelor doi tâlhari, nu știa care e ce de viață făcătoare. Și trecând pe acolo un mort, a atins pe rând cele trei cruci, până ce mortul, sărind viu din sicriu în clipa atingerii cu Sfânta Cruce, să spună: viața din mormânt a răsărit. Deci iată, în momentul când o vede pe cer, încoronată de stele, se duce și la Ierusalim și o caută, aflând din locuri tainice și din lucruri ascunse și păstrate de iudei ca taină, pentru că ei, așa, cu toate că conduc lumea și smulți, să tem de Hristos, pentru că știe că în momentul când va veni Hristos, va lua comanda de la ei și o va da creștinilor în vecii vecilor, iar pe ei va trimite la muncă în vecii vecilor. Deci, oricum avem o bucurie și o mângâiere. Acolo unde nu e în durere, nici întristare, nici suspin și nici vreun jidan la cârmuire. Acolo va fi numai Hristos și slava Sfinților Îngeri. Acolo va fi numai Părintele Avram. Acolo va fi numai Isaac și Iacov. Cei care cu adevărat au slujit lui Dumnezeu și cei care cu adevărat au arătat lumii slava lui Israel. Nu prin bani, prin avere, prin jaf, prin crimă, prin război, prin nenorocire, ci prin ce? Prin ascultare și supunere duhovnicească Dumnezeului Savaot, lui Iisus Hristos și Sfinților Îngeri, cum spune la Corinteni Pavel. Sfinții sunt cetățenii Raiului și împreună locuitori, oameni de casă a lui Dumnezeu. Ceea ce mai putem ști despre împăratul Constantin, că în momentul săvârșirii din viață, lasă bisericii un tezaur deosebit. Biserica Sfintei Învieri, care se află și astăzi la Ierusalim, care este una din cele mai mari biserici din lume, unde în fiecare an la Paști vine Sfânta Lumină și cei care au bani și au posibilitatea, au fost, au văzut, au pipăit cu mâinile lor și cu ochii lor minunea venirii în sâmbăta Paștilor, deci în sâmbăta Vecernei Celei Mari, când la lumină lină, în chip de fulger sau în chip luminos sau în orice fel de chip, Sfânta Lumină vine și odihnește pe mormântul de viață dătător, care mai de mult ocrotea sau ținea în sânurile lui pe cel ce a făcut toată făptura și toată suflarea în cer și pe pământ. Deci iată, lasă un alt tezaur lumii, lasă o biserică bine întărită, lasă o biserică bine legată și formată pe temeiuri duhovnicești, și lasă bisericii un tezaur de necontestat. Moaștele sfinților, sângele martirilor, credința creștinilor și devotamentul față de Iisus Hristos. Spun tradițiile din acele vremuri că, nemai având încredere în guvernanții lui care erau de neam latin, deci erau romani, a încercat un oarecare fel de nu epurare, ca să-i spunem, un fel de curățire. Și a spus așa: cine sunt creștini în armata mea și în
curtea mea regală să iasă afară, în față. Și pentru că creștinii erau foarte curajoși, nici nu s-au gândit să se gândească la slujirea unui împărat pământesc și să nu se închine împăratului cerești. Și a spus, noi suntem creștini. Și apoi i-a întrebat pe păgâni, dar voi nu credeți în Dumnezeu? Nu credem în Dumnezeu. Ei, și-a făcut gardă din creștini, că știau că sincer și serioși, iar acelor păgâni le-a spus așa, dacă voi nu vă închinați celui care v-a zidit pe voi, cum o să mă apărați pe mine un om? Și în felul acesta i-a trimis la alte scopuri politice și administrative ale țării, scoțându-i din preajma lui pentru a fi mai bine ferit și păzit. Un alt lucru minunat întâlnit în viața Sfântului Constantin cel Mare este și acesta. Păgânii care erau întotdeauna dornici de dezmăți, care erau întotdeauna dornici de sânge, care erau întotdeauna cruzi și doritori de durere și suspin, când împăratul s-a umplut de lepră, i-au adus fachirii lui un leac și a spus că trebuie să se spele în sânge de prunc tânăr sugar la sânul mamei. Și s-au adunat imediat 100 de femei cu pruncii lor, pe care văzându-le împăratul Constantin a spus mai bine să mor lepros ca Iov din cap și până în tălpi, decât să ucig aceste nevinovate făpturi, care nu au nimic, zice, cu boala mea, și zice, nu sunt vinovate pentru nimic să plătească prețul suferinței mele. Dar i s-a arătat în vis Sfântul Apostol Pavel, i s-a arătat și Sfântul Spiridon, spune în Vețile Sfinților, care l-au învățat că are nevoie de o baie mult mai adâncă și mai curățitoare. Și spune că atunci când s-a botezat, toată lepra a căzut de pe împărat, iar deasupra lui a strălucit lumina Sfintei Treimi și puterea Harului Duhului Sfânt. Iar o consemnare tot din Vețile Sfinților a cuviosului Paisie cel Mare de la 18 iunie arată că într-o vedenie, arătându-se împăratul Constantin, îl fericea și spunea, zice, tu ești Hristos? Nu, eu sunt împăratul Constantin. Păi zice, dacă ai tu așa o slavă, zice, eu am crezut că ești Hristos. Slava mea e nimic pe lângă slava voastră a călugărilor care ajungeți de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci iată ce chemare înaltă și adâncă era slujirea bisericii creștine în mediul lui laic ca împărat, având desfătări, curte, boierie și tot ce voia. Și iată cu cât mai înaltă este menirea creștină a lepădării de sine pentru împărăția lui Dumnezeu, nu pentru interese personale. De ce spun lucrul acesta? Ca să vedeți biserica ce vestigii spirituale și ce adâncimi ale tainelor divine are în ea, încât omul, într-o clipă, prin lepădarea de sine, poate să devină înger, dar nu întunecat și numai alb. Adică poate să devină sluga lui Dumnezeu după har, sau cum spune Psaltirea, să se facă sul de foc, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc. Un alt lucru pe care biserica creștină trebuie să-l prăznuiască și să-l cinstească este nu numai drept credincioșia împăratului Constantin, ci un lucru meritos rămas în întreaga istoria Bizanțului până la venirea federațiilor și democrațiilor peste neamurile lumii și a împărățiilor domnești de astăzi cu legi și guverne și prostii omenești inventate de tot felul de oameni incompetenți la minte. Împăratul Constantin a lăsat o tradiție în Imperiul Bizantin ca fiecare împărat să zidească biserici și locașuri de cult și pentru victorii și pentru realizări și pentru răsplătiri lui Dumnezeu ca mulțumire în toate activitățile lor pământești. Și a lăsat împăratul Constantin o zestre și un tezaur poporului bizantin, încât de la el înainte toți împărații creștini care au mai fost în toată împărăția Bizanțului n-au făcut altceva decât să presare toată Europa noastră bizantină numai cu locașuri de cult și numai cu biserici în care să se preamărească Dumnezeu și în care Dumnezeu să se odihnească peste fața acestei lumi. Și atunci, cu foarte mare bucurie, spunem, că și la noi în țară, în zona Dobrogei, se pare că Tomisul era un oraș, unul din cele mai vechi, spre Dobrogea, în care împăratul Constantin a avut și el amestec, ducând lupte cu tracii din acea vreme, în care i-a civilizat și a încercat să-i educe spre o parte, deși noi deja aveam creștinismul prin apostolul Andrei,
încercând să le deschidă niște orizonturi mai civilizate și astfel apărând cea mai veche episcopie, Episcopia de Tomis, care avea, v-am spus, după cum se spune, și participanți la sinoadele ecumenice, Bretanion, Teotim și mulți alți episcopi de prin vreme până la Casian, Ioan Casian, care nu era altul decât ucenic și consfătuitor cu Ioan Gură de Aur, care ținea legătura cu țara noastră prin scrisori duhovnicești. Un alt lucru minunat rămas nouă ca zestre de la împăratul Constantin este devoțiunea, dacă vreți, și cu certitudine nu este o minciună, ce? Obiceiul împăraților basarabi și mușatini până la Vasile Lupu, căci cu el se încheie o carieră și o vreme și un timp, care la rândul lor, Neagoe, Matei, Radu, Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și toți ceilalți, Alexandru Lăpușneanu, au lăsat țării Moldovei și țării românești ce? Cei mai devotați domnitori care astăzi își au înscrise numele în ce? În cartea vieții lui Dumnezeu, în tezaurile Sfântului Munte și a întregului Bizanț și apoi, în același timp, în cartea acestui neam. În carte de onoare a neamului românesc nu scrie nici NATO, nici FMI, nici Bancă Mondială, nici Europa Comună. În cartea de aur a națiunii române scrie 4 lucruri. Ortodoxie, creștinism, credință și omenie. Deci au lăsat un tezaur care nu va putea fi distrus decât de înaintașii lor. Dacă ei vor dori ca acest tezaur să nu fie alterat și distrus, vor continua pe mai departe nu zidirea de biserici, că azi e foarte greu ca să mai ai posibilitatea zidirii bisericilor, dar măcar păstrarea celor care sunt, respectarea tradițiilor lor, respectarea învățăturilor care se dau în Sfânta Biserică și în același timp poate vor reuși să învețe, poate vor reuși să învețe de la Mihai Eminescu și de la Iorga și de la alții, că biserica este mama neamului românesc. Poate vor reuși să învețe de la mamele de domn creștini, Teofana lui Basarab, Despina, Maria Oltea, Ruxanda lui Alexandru Lăpușneanu, Maria Voichița, doamna de după Ștefan cel Mare, care conduce în continuare Moldova cu treburi diplomatice și creștine, monahii prin mănăstiri și nu mai mult decât atât voievozi martiri și creștini. Ce este Brâncoveanu cu toată curtea lui de fii și soția Maria? Ce este mai departe Ștefan cel Mare? Ce este mai departe Mihai Viteazu? Ce este Miron Barnovski, sub a cui pereți stăm astăzi și ne rugăm? Ce este Alexandru cel Bun? Ce este Mircea cel Bătrân? Ce este Alexandru Lăpușneanu la Slatina, cea mai frumoasă ctitorie din nordul Moldovei, alături de Putna și celelalte ctitorii, Mănăstirea Neamțu? Dacă ieri de înălțare ne bucuram de haina de sărbătoare a Moldovei prin cel mai mare hram, astăzi putem să spunem că la fel un val de sărbătoare izbește din sufletul nostru, că hramurile care poartă împărații Constantin și Elena și au protectori și ocrotitori, mai mult decât atât ne aduc aminte de ce? De calul cel alb al lui Ștefan cel Mare, care asemuia venirea Sfântului Gheorghe ucigând Balaurul și venea să prăznuiască sub epitrafirul Vlădichei și sub Evanghelie ce sărbătoarea înălțării la Neamț, acum 500 de ani în urmă. Dar astăzi sărbătorile s-au transformat în obiceiuri păgânești. Mâncăm, bem, ne distrăm, cântăm, chiuim, ne hlizim, ne desfrânăm, ne vopsim, ne aranjăm, ne prostim și noi credem că am petrecut creștinește. Iată, acestea nu sunt sărbători creștine, ci sunt obiceiuri păgâne pe care și latinii la rândul lor le-au luat și le-au obișnuit mai frumos decât în loc să învețe tradiția creștină și bizantină și au format catolicismul și reforma nebună de astăzi, care au distrus întreg apusul, doar dedându-l materiei, mâncării, desfrânării și băuturii, unui întuneric imens de minciună și neadevăr, și n-au făcut altceva decât să împingă sânge, groază, spaimă, bombe, și să facă altceva decât să treacă la decimarea mărunțită și cu scop precis a bisericii creștine. Să treacă la distrugerea pe care a făcut-o bolșevismul rus în biserica rusească, soră de peste gard,
care are moaște, n-avem noi garnituri de tren să încărcăm câte podoabe și vestigii iconografice, vestigii bizantine, vestigii creștine are Rusia, noi nici nu le putem număra, nici de cum să le prețuim. Sau România, care numai în vremea lui Ștefan, numai în vremea lui Cantemir avea mănăstiri și schituri și pădurile foiau de pusnici și spune că erau, zice, atâta evlavie și atâta credință în popor, încât și cei ce veneau din afară se minunau că numai departe mănăstirea Treierari, care e la doi pași de noi, avea pe vremea aceea 300 de călugări. E, închipuiți-vă în mijlocul Iașului, că nu erau decât niște lungi, niște pădurici, niște coline, să odihneau 300 de rugători. Și era cea mai mare tiparniță, era cel mai deștept om al vremii, movilă care făcuse școală de cea mai mare artă și înălțime spirituală în mijlocul Iașului, care pe vremea aceea era un târgușor oarecum. Numai la atât gândiți-vă, Mănăstirea Neamț, care era leagănul culturii acelei zone, pentru că acolo se învăța și carte, acolo se scriau și cărți, acolo se și tipărea fiind tiparniță, și numai departe la Putna, caligraf și cărți de muzică și miniaturi și tot ce vreți, și scriere și școli pentru satele săracilor. Și astăzi bisericile au ajuns o poticneală fundamentalistă în calea dezmățului apusean. Au ajuns dogmele creștine o rușine în fața națiunii, că sunt prea strâmte și sunt prea rigide și nu se elastice și nu cedează deloc. Și chiar îmi spunea cineva, zice, ai părinte că prea o țineți pe interesanții. N-are nimic, noi rămânem cu prostia noastră, voi mergeți cu bogăția voastră. Deci noi nu ne lăudăm cu căruțele și cu caii și cu averea, noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Dogma n-am făcut-o noi, ci Hristos ne-a trimis-o. Revelația n-am făcut-o noi, ci Hristos ne-a trimis-o. Liturghia n-am făcut-o noi, Hristos ne-a dat-o. Sfințenia n-am făcut-o noi, Hristos ne-a dat-o. Scriptura n-am făcut-o noi, Hristos ne-a dat-o. Evanghelia n-am făcut-o noi, Hristos ne-a dat-o. Înțelepciunea n-am făcut-o noi, Hristos ne-a dat-o. Adevărul, calea și viața nu sunt ale noastre, ci Hristos ne le-a dat. Și dacă El ne le-a dat, din mâna noastră se vor cere. Și cel ce se va rușina de mine în acest neam viclean și curvar și păcătos, așa spune Scriptura, și eu mă voi rușina în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Ei, închipuieți tu creștin, botezat, cununat, ortodox, cu parohie, cu preot, cu episcop, cu icoană, cu botez, cu tot ce vrei, cu sfântă taină, cu liturghie, să-ți fie ție rușine în fața unui păgân să-i spui, mută să-ți fie buza că vorbești neadevărul și spurci pământul pe care îl calci. Ar trebui să fie un mit aparte, dacă ne uităm în poeziile românești, ar trebui să fie un mit aparte, orice străin calcă pe acest pământ, să facă trei metanii și să-l sărute. De unde știm asta? Din Dan, capitan de plai. Când îl prind turcii și vor să-l închine, știi ce spune? Vreau să mor și vrea să mai vadă odată pământul. Vine și îl sărută și se duce înapoi să moară. Vezi? Cap. Dar dacă noi gândim cu picioarele. Și încă un lucru și mai aprig decât ăsta. Mai aprig decât ăsta. Împăratul Brâncoveanu, de la Palatul Mogoșoaia, domnul creștin din țara românească, îl prinde turcul și îi spune, te treci în legea creștinească, dai bani, dai averi, dai uite orice și ești liber. Facă Dumnezeu ce-o vrea, nu mă las de legea mea. Și noi cât de ușor ne pocăim, cât de ușor ne trecem la baptiști, cât de ușor ne trecem la penticostali, cât de ușor ne trecem la jehoviști. Și mai avem și tupeu, și mai avem și tupeu, și proasta îndrăzneală și obrăznicie, și obrăznicie, după ce ne-am trecut, deci după ce ne-am trecut, să mai și bârfim. Uite ce fac creștinii voștri, uite ce fac popii voștri, uite ce e în biserica voastră, parcă ei ar fi sfinți. Parcă ei ar fi sfinți. Ori legea, spunea Mântuitorul, ferice de economul nedrept care a știut să chivernisească avutul lui Dumnezeu, că găsindu-l bine chivernisind, Dumnezeu l-a iertat. Dacă legea spune să nu furi și biserica te învață să nu furi și tu faci aceasta, intri în rai. Dacă biserica te învață să nu înjuri și tu faci aceasta, intri în rai.
Dacă biserica te învață să fii modest, cinstit și onest și tu o faci, intri în rai. Dar dacă a greșit preotul sau dacă a greșit episcopul și socoteala lor vine, dar nu se dărâmă biserica. De ce nu se dărâmă? Pentru că trupul și mădularele bisericii împarte toți cei botezați în numele Sfintei Treimi. Și chiar dacă a greșit un om, nu s-a înstrâmbat Dumnezeu. Dogma rămâne aceeași, învățătura rămâne aceeași. Legea, substratul căii și adevărului rămâne același. Dacă eu sunt într-o pădure și n-am nicio formă de orientare, au existat panouri și cineva le-a luat, au existat indicatoare și cineva le-a luat, au existat, să spunem, semnalizatoare sau alte forme de orientare și s-au luat. Dar totuși eu văd că acolo e cărare. Las cărarea și mă duc și mă bag în groapă singur? Nu. Fie în deal sau fie în vale, voi ieși la un liman. Dacă am greșit în deal, o iau spre vale. Și dacă nici în vale nu găsesc, merg și mai la deal, că trebuie să dai de ceva. De sat, de om, de țipenie, de ceva. Așa e și în ortodoxie. Dacă ți se pare că învățătura e prea grea, citește tu Scriptura și învață direct din ea. Dacă ți se pare că ți se cere prea mult, tu fă cât poți și zi așa, Doamne, atâta pot, atâta fac, tu dăm cât vrei. Sau eram pateric copil de vreau, nu vreau, mântuiește-mă. Dar să vrei, prima cerință a chemării de sus este aceasta, a vrea. Cel ce vrea să vină după mine, noi am discutat acest subiect. Dar ca să vrei să vii, trebuie întâi să știi ce vrei. Că toți vin după mine. Ia adu o mașină de ajutoare și aruncă ca la câini pâine. Să vezi cum sar ca nebuni. N-au demnitatea aia de creștin să aștepte să o pună grămadă jos, că bă, mi se cuvine, mi-o da, nu mi se cuvine, nu mi-o da. Suntem învățați așa, exact într-un spirit de turmă, că de câte ori citesc Evanghelia va fi o turmă și un păstor, mă tot gândesc la ideea aceea de amestecătură, așa, de aiureală. Nu o turmă dezordonată și dezorganizată, ci o turmă ordonată și civilizată, o turmă cu concepții creștine, o turmă cu concepții raționale omenești. Să văd, cum v-am spus și altă dată, să văd că zace averea lângă mine, dacă e în ograda lui ăla, nu mă interesează. Băi, nu mi se cuvine, nu e a meu și cu asta basta. Ce trebuie să mă doară pe mine capul, că are americanul și că are jidanul și că nu știu. Să aibă sănătoși. Ia lor, cât plouă de sus, cât pământul crește o buruiană, cât o vacă dă lapte, cât un porc se îngrașă cu o buruiană și o găină să ouă dacă ciugulește pe afară, omul nu moare. Dar când vrea să se urce mai sus de demnitatea de om și să treacă la demnitatea de idiot, pentru că așa spune, bogatul nemilostiv și bogatul nebun căruia i-a rodit țarina. Unul și-a mărit hambarele și unul era prea zgârcit. Nici acela nu s-a mântuit, nici celălalt nu s-a mântuit. Dar au venit Scripturile și au arătat atâția bogați care au văzut raiul. Ce o să-i cer de pildă lui Iov? Ce o să-i cerem de pildă lui Avram? Ce o să-i cerem de pildă lui Iacov? Ce o să-i cerem de pildă lui Lot? Ce o să-i cerem lui Avram, lui Adam, lui Noe? Toți au fost bogați. Dar ce se întâmplă? Spune Duhul Sfânt la Psalm. Bogăția când curge nu-ți lipi inima. Adică poate să curgă ca izvorul, te folosești de ea cât îți trebuie, dar nu începi să devii irațional. Nu începi să vii animal, nu începi să împuști, să omori, să bombardezi, să distrugi din dorul de a agonisi, din dorul de a acapara, din dorul de a fi mare. Că nu-i creștinește. Și cei ce adună bogăție nedreaptă vor pieri. Duhul Sfânt la Psalm, n-o spun eu. Și dacă vrei, câtă înțelepciune la Macedon, un alt împărat al Imperiului, de demult a Imperiului Roman. Ce spunea acest filozof? Gol am ieșit din pântece și gol mă duc. I-a făcut un cum îi spune în termen boierești, sarcofag, sicriu, cu mâinile goale, pus afară. Să vadă lumea că așa a ieșit din mamă sa cu mâinile goale țipând. Și a plecat cu mâinile goale plângând. N-a luat nici împărăția pe care a cucerit-o, n-a luat nici pe fetele lui Darius, nici averile amazonilor, nici averile indiilor, n-a luat nimic cu el. A luat ce? Un trup și un suflet. Dar a avut în schimb cea mai mare filozofie sub soare. Dacă e moarte, nu e nimic.
Adică oricât ai trăi, oricâte rânduri ar avea casa ta, oricâți bani ai avea, oricât ai avere ai avea, când se termină firul acelui mosor, el nu poate fi întreținut și cumpărat. Nu s-a inventat medicamentul vieții veșnice. Nu s-a inventat medicamentul neîntâlnirii cu Dumnezeu. Nu s-a inventat medicamentul evitării înfricoșatei judecăți. Nu s-a inventat încă medicamentul scăpării de pedeapsa păcatelor. Nu s-a inventat încă medicamentul neîntâlnirii cu conștiința. Nu s-a inventat. Adică acestea rămân legi firești pe care împăratul Constantin și toți urmașii lui până în ziua de azi le-au înțeles și toți împărații noștri. Și iarăși întreb cu acest prilej, câtă rușine nouă poporului românesc, nouă moldovenilor, ca să vorbim de noi, să nu mai avem grijă altora, când o să ne întâlnim cu atâtea neamuri sfinte, cu atâtea neamuri sfinte, citiți numai Pisania de la, am spus-o asta vreo 2 ani în urmă, citiți Pisania de la Biserica Războieni, de acolo de unde Mahomed a bătut oastea moldovenească. Ce spune voievodul pe vremea aceea? Pune Pisania în ușa bisericii și spune, pentru păcatele noastre vruta păgânul să calce pământul în picioare și să zdrobească oastea noastră. Dar cu mila lui Dumnezeu adunat am iară oaste și cu rugăciunile voievozilor Mihail și Gavril și a marlui Gheorghe, purtătorul de birință, l-am înfrânt pe el. Deci vezi în cinstea cui se duceau la luptă, vezi pentru ce se zbăteau. Și au strâns toate oasele de pe câmpul de luptă, au făcut o groapă mare comună și n-au pus peste ea flori și cavouri, au pus o biserică. Au pus temelia celei mai frumoase biserici, biserica din Războieni, ctitorie făcută de Ștefan cel Mare în urma acelui război care a decimat, spune, 3/4 din oastea țării, cu hramul Arhanghelii Mihail și Gavril, dacă nu mă înșel, mi se pare are hramul. Și acum mă întreb, dacă ei mureau și făceau o biserică, noi dacă trăim, de ce să n-o păzim și să n-o întregim și să n-o apărăm? Unii spuneau și vorbeau și în stația de autobuz. A, păi zice, părintele, ne tot ia așa și ne spere, zice că noi vede că nu ne băgăm mintea în cap. Poți să o țineți și în sacoșă, nu mă privește. Dar să nu uitați că o să ne întâlnim cu aceste vorbe și o să ne întâlnim cu aceste predici unde l-am fricoșat a judecată. Și fac și eu cum spunea părintele Cleopa. O să întrebe Dumnezeu, n-ați știut? Bă, era un nebun acolo, își bătea toată ziua la Hadarac. Cred că v-a spus și asta. Și atunci o să se dea socoteală de aceste lucruri. Ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai real? Ce poate fi mai bun când la fiecare pas ai biserică? Nu-i sat să n-aibă biserică. Nu-i, numai orașul ăsta cred că-s 50 sau 60 de biserici, nici nu știu exact. Dar oricum, la tot pasul este biserică. Și când tu-L vezi pe Hristos în fața ta la fiecare pas, e de așa natură că este imposibil să treci pe stradă să nu te întâlnești cu un călugăr sau cu o călugăriță. Este imposibil să nu vezi o față preoțească în fiecare zi. Și să spui în mintea asta, uite băi, slujitorul lui Dumnezeu înseamnă că n-am treabă cu el, dar Dumnezeu e pe aici dacă și el e pe aici. Și să zici blagoslovește sau să rămână părinte. Și e de ajuns conștiinței tale să-și aducă aminte. Stai că este Dumnezeu. Stai că are și o slugă, stai că are și un loc, stai că are și o casă, stai că mai are și niște taine. Și în felul acesta, tu nu trebuie să vii la biserică din disperare că ai pierdut blocul, din disperare că ai pierdut serviciu, din disperare că te-a lăsat bărbatul, din disperare că au examen copiii, ci vii la biserică dintr-o dragoste pură sufletească și fie că ai dat sau n-ai dat pomelnic, că ai avut sau n-ai avut bani, dacă tu ai pus genunchiul în fața icoanei, nu-i surd Dumnezeu la rugăciunea ta. Nu doarme. Dar tu ce se întâmplă? Tu intri în biserică de forță majoră. Tu intri în biserică constrâns, cum vorba aia, te duce la interogatoriu sau la pușcărie, că acolo n-ai ce face, că altfel nu te-ai trage. Când devine biserica o greutate sufletească, când biserica devine un calvar pentru tine, când biserica devine, încă nu s-a auzit și sunt sigur că nu o să se audă în România undeva, să spună, domnule, ieși afară din biserică că n-ai dat bani sau n-ai plătit. Nu este adevărat. Liturghia deocamdată în biserica ortodoxă este gratis
Și este la îndemâna oricui numai să vină să o asculte. Spovedania e la îndemâna oricui să vină să o facă. Împărtășania e la îndemâna oricui să vină să o facă. Și mai mult, dacă ești sărac, rugăciunea e la îndemâna oricui, că nu costă bani. Cine mă poate obliga pe mine să nu mă rog pe gratis? Cine mă poate obliga pe mine să nu deschid cartea de rugăciuni? Cine mă poate opri pe mine? Cum spunea cât de frumos în Evanghelie, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Nici foamea, nici moartea, nici scârba, nici necazul, nici nimic. Dar știi cine ne desparte? E atât de subtil, e atât de fin și să strecoară, zice, de multe ori îl aruncă în apă și îl aruncă în foc și zice, scrâșnește și se trântește pe jos și zice, faci așa de urât și zice, tu nu poți să-l vindeci? Părinte, am mai venit și la biserică să încerc, că zicea, mai fost și pe acolo, și pe acolo, și pe acolo. Ei bine, mamă, dacă ai venit și la biserică, parcă, hai să vedem, să încercăm, știi? Nu vine la sigur, băi, mă duc că trebuie să reușesc. Să încercăm. Cine? Lenea. Lenea îl împinge pe om la păcat. Lenea îl fugărește de la rugăciune. Lenea îl fugărește de la post. Lenea îl fugărește din biserică. Lenea îl scoate. Și lenea se manifestă nu numai în biserică, lenea și la muncă. Mai bine stai și pierzi vremea pe drum, vorbești prostii în jur și tragi țigări și chiștoace de pe jos, decât să te duci să dai cu sapa în ograda cuiva sau în ogorul cuiva și să-ți dea un 5.000 de lei să mănânci două pâini cinstite seara. Mai bine stai și pierzi vremea. Atâta timp cât nu va fi conștiință creștină, atâta timp cât nu vom avea prezența lui Dumnezeu în tot ce facem, și atunci când merg pe stradă, dacă dau bună ziua unui om, tot pe Dumnezeu îl cinstesc, că e icoana lui Dumnezeu în fața mea. Dacă un bătrân i-am dus sacoșa, pe Dumnezeu l-am cinstit. Dacă pe mine mă respect, suntem în mijloace de transport comun. Vorbă, râs, glume, prostiții și rușine. Te-ai băgat sub scaun, dar ce să faci? Asta e așa să mergi în ziua de azi, în tramvai. Dom'le, nu-i al tău, e un bun a tuturor. Nu-i șoseaua ta, e un bun a tuturor. Nu-i trenul tău, e un bun al tuturor. Nu-i biserica ta, e un bun al tuturor. În biserică, vorbă și bârfă. Pe drum, vorbă și bârfă. În autobuz, vorbă și bârfă. N-are omul ocupație. A pierdut omul hrana cea tare a minții. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătos. A pierdut această hrană care îl poate scoate din două lucruri, din sărăcie și din impas, că îi dă o idee, Dumnezeu și-l luminează cum să iasă dintr-un necaz și apoi poate să-l țină sănătos, sufletește și trupește, să poată munci, lucra și să-și ducă greutățile așa cum sunt ele, cu o casă de copii, cu șomaj, cu griji, cu cheltuieri, cu datorii, dar dacă nu vrea omul să bage la cap. Mai bine mușcă din vecinul, mai bine mușcă din fratesul, mai bine să judecă cu ăla de la gard, mai bine să judecă cu ăla de la copac, mai bine să judecă cu ăla la altul de la vacă, de la strachină, de la castron, de la ușa lui măsa, de la pragul lui tatăsu. De ce? Păi, dar am fost frați, oi, dar nu-i las, zice, dau foc și nu ia nimic, pentru că nu-i minte. Toate trec și toate sumbră, toate zvis, toate se duc și nimic nu rămâne în urmă, decât ce? O mare ctitorie. Este ctitoria materială. Tot ce au lăsat împărații și domnii bizantini, începând cu Constantin cel Mare și până astăzi. Ctitoria intelectuală sau rațională, o carte, o învățătură, o evanghelie, un ceaslov, un orologiu, o carte de rugăciune, o carte de cultură, o carte de filozofie și tot ce vrei. Ctitoria morală, o învățătură sănătoasă. Ctitoria sufletească, o bucată de pâine dată de pomană unui sărac în numele lui Hristos. Și în cele din urmă, cea mai scumpă ctitorie, ctitoria sufletească, adică dăruirea sufletului de bunăvoie lui Dumnezeu, dăruirea sufletului omenesc de bunăvoie în mâinile Îngerului Păzitor și de acolo în poala lui Hristos, cum spunem noi, la ușa Raiului, unde Născătoarea de Dumnezeu strigă de veacuri și așteaptă mântuirea lumii, mult pot mai rugăciunile Maicii la îmblânzirea Stăpânului. Dar dacă lumea nu se trezește, și dacă lumea nu ia aminte, și dacă lumea își pierde vremea cu lucruri slabe, și trăiește cu impresia că se vor mai schimba timpurile și vremurile și istoria și regulamentele și legile, se înșală. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Și anii, și vremea, și boala, și foamea,
și setea și îi spuneam ieri cuiva, nu sunt altceva decât plăgile lui Faraon peste neam omenesc depărtat de Dumnezeu. Cu cât lumea o să apropie mai mult de Dumnezeu în intimitatea sufletească și în inima lui, cu atât și Dumnezeu o să reverse darul peste creștini. Cum îți explici că la jumătatea verii ai brumă? Ce zice Dumnezeu? Am și nu-ți dau. Cum îți explici că în secolul 20 omul nu știe rugăciune? Că în secolul 20 omul se bate și se omoară? În secolul 20 omul se împușcă? Deci vezi câtă lipsă de mentalitate? De la sângele lui Abel, cel curs nevinovat, și până la sângele nevinovat de astăzi care curge fără logică și rațiune, pentru că omul nu gândește în ceea ce face și lui se pare că face bine, totul e dezastru și calvar. Și totul e lipsă de Dumnezeu. Cred că cel mai frumos lucru din partea bisericii creștine și a întregului creștinism pe care toți îl trăim și îl gustăm împreună cu biserica biruitoare din cer și cu cea luptătoare de pe pământ este aceasta. Să ne rugăm și pentru cei ce fac rău să facă bine, să ne rugăm și pentru cei răi să se facă buni, să ne rugăm și pentru păgâni să vină la adevărata cunoaștere de Dumnezeu și să ne rugăm și noi, păgânii, să devenim înapoi creștini, cum am fost. Adică să ne întoarcem de acolo de unde am plecat. Precum dorește cerbul de izvoarele apelor, deci izvorul nu merge aiurea, curge anume într-un loc și cerbul umblă toată pădurea, dar ca să bea trebuie să vină la el, așa și noi să ne îndreptăm ușor ca cerbul la izvoarele apelor și sufletul să înseteze de Dumnezeu, așa cu dragoste și cu voință, cu sinceritate, cu umilință, cu tot sufletul și tot cugetul, să simți că ai făcut un Tatăl nostru nu de obligația canonului, ci de dragostea iubirii dumnezești. Să dea Dumnezeu să mai avem parte de împărați creștini ca Constantin cel Mare, să dea Dumnezeu să avem parte de mame împărătese ca Elena împărăteasa, să dea Dumnezeu să avem parte de mame ca ale voivozilor și domnitorilor noștri și să avem parte și de mame creștine curate și sfinte care să poată să nască voievoz, să poată să nască ctitori de biserici, să nască conducători serioși, să nască ceea ce țara are nevoie. Pentru că dacă aluatul va fi sănătos și pâinea va fi frumoasă și dospită, iar dacă aluatul va fi murdar și pervertit, nu vor ieși din ele decât ce spunea Ioan Botezătorul, pui de năpârci și vipere. Amin.